Vorbim astăzi despre un proiect pe care l-am început la ziarul financiar, se numește Geografia de Business a României. Ne propunem, prin intermediul unor hărți, să arătăm ce, cât și unde produce România. Am început cu agricultura și am început bine, pentru că 2020 a fost un an agricol foarte bun. Ce spun cifrele? Un succes al agriculturii românești, la cifrele reale și nu la cele umflate de dinainte de 89, depășim cu mult producători tradiționali, la altă dată în vestul Europei, la cereale cu siguranță și porumb. Așteptăm în continuare ca România să depășească producția Franței este o oglindă a investițiilor care s-au făcut, investiții din partea capitalului privat mai mult decât din partea statului, și o dorință de a reveni la statutul pe care România l-a avut cândva de grănar, de furnizor de cereale la nivel global, nu doar în Europa.